Cert e că credem noi că e cea mai de, sau prima expoziție totală de dintre la Filarmonicii și astfel Italia. Lui Ștefan, îi mulțumim pentru că a venit și ne-a adus această expoziție. Pentru mine fotografia a fost tot timpul un mister, de ce atâta succes. Până la urmă încerc să înțeleg că fotografia este un fel de exemplu al existenței noastre. Noi suntem doar o fotogramă într-un infinit temporal al universului și spațial. Așadar, Ștefan, ce vrei să ne spui cu toate nuturile pe care le-ai adus la Filarmonică? Aș începe cu deschiderea unui cerc. Un cerc care se închide. Imaginea în care aduc un tribut lui Man Ray, unul din fotografii care mi-a influențat traiectoria, o fotografie făcută în 2010, când am început să iau lucrurile și eu mai în serios. În acea fotografie este o vioară. Vioara este a tatălui meu și a primit-o de la tatăl lui când era mititel, cumpărat-o de la un lăutar ce venea duminică la Cora din Seamă. Surpriza a fost când m-am uitat în interiorul viorii să văd o etichetă un pic roasă pe la margini și îngălbenită pe care scria Hermannstadt 1885. Iată că se închide cercul, vioara ajunge din nou la Sibiu, nu în formă materială, ci sub formă unei emoții, în primul rând a mea. Și întreaga expoziție, dacă ați observat-o deja, dacă nu vă invit să o urmăriți, este vorba, în toată expoziția este vorba despre emoție. De asemenea, titlurile sunt niște sugestii. Interpretările pot fi multiple. Fiecare va interpreta prin propriul filtru al cunoașterii și al înțelegerii. Nu vreau să vă influențez foarte mult în a găsi propria poveste. Aș vrea să mulțumesc pentru invitație, pentru curaj, domnului manager Cristian Lupeș. Mulțumim și noi, dar să știți, curajul cred că e al modelelor. În primul rând, noi nu să ne dezbrăcăm, așa cum spunea cineva. Să mă rog, dacă vreți, vorbim cu Ștefan în privat. Noi mulțumim lui Ștefan că a venit. Expoziția va ține o lună. Ne bucurăm că avem aici prieteni fotografi ai Sibiului. Avem și Muzeul Bruckenthal cu noi. Vă mulțumim că ne sunteți prieteni. Ștefan vrea să vă invite de asemenea cu ajutorul, vă spun în secret, a soției lui, la câteva prăjiturile acolo, cu ajutorul vecinilor de vis-a-vis, pardon, la un pahar de vin și în același timp mai avem câteva albume din albumele tot ale lui Ștefan, un alt proiect al lui, The White Shirt, în partea cealaltă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru invitație. Sunt onorat. Haideți la un bar de vin.